Dani Coman a semnat cu Astra în vara lui 2013, iar de atunci a evoluat în 17 meciuri pentru Giurgiuveni, dintre care 16 în sezonul trecut. În actuala stagiune de campionat, portarul în vârstă de 36 de ani are un bilanț nu tocmai plăcut. Singurul meci în care Coman a fost titular a fost cel din Cupa României, pe care Astra l-a pierdut în fața lui CSM Ioveni. Coman a pierdut prin planul în poarta Astrei încă din sezonul trecut în favoarea lui Silviu Lung Junior, pe care îl stimează, dar știe că este greu să-l înlocuiască. Eu sunt la final de carieră și consider că am demonstrat ce am avut de demonstrat în fotbal. Nu mai sunt înnebunit să joc. În aceste condiții n-aș putea emite pretenții la titularizare, mai ales că Silviu este la echipa națională. Dani Coman ar putea reveni totuși în atenția antrenorilor dacă Silviu Lung Junior și-ar găsi o altă echipă mai puternică din străinătate. Lung ar putea astfel să-și câștige locul de titular la echipa națională. Silviu este un portar tânăr, inteligent, care va fi titular și la echipa națională în viitor. Ar fi momentul ca și Lung Junior să facă pasul spre un campionat mult mai puternic. Din 2010 și până în prezent, Silviu Lung Junior a strâns 134 de prezențe în tricoul Astrei și 3 pentru echipa națională a României.